Sâmbătă, toți amatorii culturii urbane sunt așteptați la Reghin, în Parcul Tineretului. De la ora 12 va începe primul concurs urban de bike și skate din Reghin. Câțiva tineri pasionați de acest sport au organizat ad hoc o competiție la care, surprinzător, și-au anunțat deja prezența peste 70 de bikeri, așa cum sunt ei denumiți în cultura urbană. Concursul se va desfășura pe două grupe, pentru skateri și pentru bikeri, și va avea câte două nivele, începători și avansați, iar sistemul de desfășurare este unul simplu. Se numește la skating Game of Skate, la biking Game of Bike. E ca și o joacă prin care se primește o literă, se stabilește un tric anume, cine dintre cei doi concurenți reușește să facă tricul respectiv, merge mai departe, cel care nu primește o literă. Și tot așa, până se face cuvântul skate. Cel care a reușit să primească toate literele a căzut afară din joc. Concursul nu are deocamdată niciun fel de susținere, dar pasiunea tinerilor participanți este suficientă, spun ei. Dar dacă întrecerea de sâmbătă se va dovedi a fi o reușită, organizatorii doresc să extindă competiția mai mult pentru anul viitor. Nu prea avem buget. Suntem doar o grupare de tineri care le face plăcere să facem acest sport. De curând, municipalitatea a amplasat în Parcul Tineretului câteva rampe tocmai pentru pasionații de biking și skating, iar amatorii din Reghin sunt acum în al 9-lea cer, că au unde să se antreneze și, mai nou, să organizeze chiar un concurs al acestui sport. Nu știm la cine să mulțumim acest parc, aceste elemente, deci chiar nu știm. Mulțumim oricum. Așadar, dacă nu v-ați făcut un program pentru sâmbătă, puteți merge în Parcul Tineretului de la ora 12, acolo unde bikerii și skaterii se vor aduna să-și etaleze ultimele tricuri învățate. Cultura urbană va fi la ea acasă timp de câteva ore, iar în parc va răsuna muzica de underground ca la un adevărat contest.